Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Să știți că este o zi liniștită, în schimb este o zi în care trecutul bate la ușă pentru fiecare dintre noi și poate să fie și o zi în care lucrurile încep ușor, ușor să se lumineze. Suntem în energia soarelui, lumea și împărăteasa, ceea ce înseamnă că este o zi cu succes, o zi în care putem să primim bani, o zi în care putem să ne concentrăm mai mult pe confortul nostru, pe liniștea noastră. Poate să fie și o zi în care punem capăt unor lucruri karmice, pentru că da, există și o astfel de predispoziție. Cumva, o anumită situație importantă din punct de vedere emoțional, personal, da? Acum se poate liniști, acum se poate rezolva. Este, bineînțeles, și o zi în care mintea noastră este ceva mai luminoasă, ca să zic așa, în sensul că începem să vedem lucrurile mai clar, da? Chiar într-o altă dimensiune, aș putea să zic, însă totuși aș recomanda o mai mare atenție pe suflet, aș recomanda totuși puțină odihnă în ziua de marți, da? Este un moment de succes, de apogeu această zi, da? E acel moment în care putem să strălucim, putem să ne punem în evidență, putem să rezolvăm foarte multe lucruri, de ce nu? Și uite că da, femeile se pare că au un rol foarte important în această zi sau cel puțin energia aceasta feminină, da? De viață, de creștere, de înflorire, toată zona aceasta. Deci dacă așteptați un răspuns în ziua de marți, are foarte mari șanse ca acest răspuns să fie pozitiv, să fie unul frumos. Da? Bineînțeles că ne putem trezi niște situații în care am mai fost puși sau ne putem revedea cu niște persoane din trecutul nostru, putem să fim concentrați și pe partea de familie, de probleme personale, probleme chiar și de sănătate, de ce nu, însă eu văd totuși că apar rezolvări, da? Adică lucrurile încep să arate într-un anumit fel. Da? Însă, repet, totuși v-aș recomanda să fiți puțin atenți pe partea de sănătate, de odihnă, da? Nu exagerați cu absolut nimic. Uite, poate să fie acel moment în care mai dăm la o parte ceva ce ne-a apăsa. Poate este o activitate pe care am amânat-o, poate este vorba despre o situație din trecut care la momentul respectiv nu a avut șanse să se rezolve și acum poate, da? Poate. Ok, cam atât în mare parte. O să vreau să văd mai multe ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și dacă ești curios să vezi ce aduce această săptămână, te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână. Da? Nu uita, avem echinocțiul de primăvară, avem conjuncția dintre Venus și Saturn, da? Unde este implicat și Jupiter. Este adevărat că face aspecte pozitive, dar da, fiecare depinde prin ce situație se află, da? Deci este o săptămână în care cu siguranță deja simțim energia aceasta a sacrificiului, energia adevărului și de ce nu, așa cum am spus, foarte multe relații vor fi puse la încercare, da? Vor trece printr-un test suprem sau cei singuri, cine știe, deschideți ochii prin jurul vostru că poate să apară cineva valoros, da? Bun, hai să începem exact cu zodiile și începem cu berbecul. Pentru berbec este o zi tare interesantă. În primul rând primești niște vești bune, chiar de dimineață ai o surpriză, dar aș zice eu că primești vești bune de la o rudă, de la cineva din trecut. Berbecul este mult mai emoțional în această zi de marți, este o zi în care uite, poți să te revezi cu o fostă iubire sau poate să fie o zi în care te revezi cu un prieten sau ai o discuție acolo cu un copil, este cineva din trecutul tău, însă tot berbecul ar trebui să acorde o mai mare atenție sănătății în ziua de marți. Se poate finaliza ceva legat de un membru important al familiei, poate este vorba despre a rezolva o problemă de sănătate, poate este vorba despre a încheia așa o etapă poate mai mică. Da? Cumva berbecul află că se rezolvă multe lucruri și chiar marțeara se relaxează, se liniștește și poate chiar, cine știe, are chef de iubire, are chef de relaxare. Hai să vedem ce spune tarotul. Luna, da, este și o zi cu oarecare confuzie acolo pentru tine. Nebunul, bun, niște vești surprinzătoare care apar de la o femeie importantă din viața ta.
Poate e mama, poate e o prietenă, poate e o colegă, însă văd eu aici că berbecul află niște vești destul de surprinzătoare. O legătură cu zodia pești mai văd aici, dar și o activitate ciudată care se poate întâmpla undeva la o vreme de seară. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, dar și o decizie pe care berbecul astăzi o are de luat. Este ceva ce te atrage, este ceva ce este interesant. Unii puteți să aflați de o veste surprinzătoare privind un cuplu din viața voastră, da? Sau privind relația voastră de cuplu. Ultima carte, Cavalerul de Bâte, mult entuziasm pentru berbec, multă dorință de a se juca, de a intra în contact cu ceilalți și poate să fie și o zi de aventură, da? Aventura vieții tale. Uite, un sfârșit, ai parte de o victorie, e ceva legat de o sumă de bani, de o femeie, e ceva legat de starea ta de bine, poate. Da? Da, berbecul se poate îndrăgosti astăzi, cine știe, sau poți să ai surprize plăcute din partea partenerului. Zodia Taur. Pentru Taur apar niște vești bune astăzi, niște vești foarte drăguțe privind un proiect, privind o sumă de bani, privind un prieten, da? Cineva acolo îți dă o veste bună, se rezolvă ceva ca prin minune și de asemenea tot pentru Taur este și o zi de marți în care, uite, undeva în a doua parte a zilei poți să primești o veste bună de la un prieten sau poate ai niște discuții privind partenerul tău, da? Privind viitorul relației și aici unii Tauri poate vă programați ceva împreună cu tatăl vostru, împreună cu partenerul vostru. Taurii singuri, vedeți ce faceți marți, multă socializare, că șanse sunt să apară cineva prin viața voastră, dar foarte mulți Tauri văd eu că începeți să vă clarificați foarte mult tot ceea ce ține de viitorul vostru în această zi. Vești bune care apar de pe internet sau într-o ședință, într-un grup de oameni din care faceți parte, acolo apar rezolvări și undeva marți seara Taurul vrea să relaxeze, vrea să se liniștească, vrea să stea acasă, poate. Hai să vedem, dragi Tauri, ce spune și tarotul. Hai să vedem pentru Taur. Și avem judecata magicianul. Aici e interesant. O zi în care Taurul stă, nu știu, într-o ședință, poate e o ședință cu partener, o ședință la propriu, o întâlnire. Este o hotărâre importantă privind un nou proiect, privind un nou început. Este o hotărâre importantă privind o situație ciudată în care te afli. Patru de monede. Deci Taurul are o foarte mare încredere în forțele proprii în această zi de marți și de asemenea este o zi în care începi să devii mai sigur pe tine, începi să-ți dai seama ce-ți dorești cu adevărat. Acum Saturn acolo cu siguranță, da, fiind împreună cu Venus, îți dă o stabilitate mult mai mare, da? Mult mai mare și iei decizii mult mai mature, aș zice eu. Indiferent de vârsta pe care o ai, că toată viața învățăm, toată viața ne maturizăm, da? Nu-i că ai ajuns la o vârstă și gata, ești înțelept. Nu există. Doi de monede. Doi de monede, aici Taurul primește bani, dă bani la rândul său sau poate să fie și o zi în care ești prins aici între două activități, două persoane, două locuri diferite. Da? Dar văd eu aici, uite, că poți să primești niște bani sau poți să primești o veste favorabilă privind o firmă, privind zona de online, privind prietenii tăi, da? Deci e o veste acolo care îți dă o mai mare încredere în tine. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, uite, astăzi simțiți că străluciți pur și simplu, totul e roz, e frumos, parcă nici nu vă vine să credeți ce se întâmplă în viața voastră, sunteți acolo liniștiți, relaxați, este și un moment în care Gemenii pot primi o avansare, pot primi niște vești bune. Uite, acum e momentul, dacă vrei să ceri o avansare, dacă vrei să-ți cauți o altă sursă de venit, dacă vrei să rezolvi ceva important din viața ta, fie că este vorba despre relația cu partenerul, relația cu șefii, statutul tău, o situație care pentru sufletul tău este importantă, nu contează că ceilalți zic că e o prostie, dacă pentru tine e importantă, aia e. Uite, este un moment bun să te duci, să dai un telefon, să dai un mesaj, să comunici, da? Acum e momentul, pentru că există foarte mari șanse pentru Gemeni, da? Trebuie să profitați de ele. Unii pur și simplu vă simțiți la înălțime, primiți niște vești acolo surprinzătoare,
un e-mail, un apel telefonic, vă liniștiți, vă relaxați. Sunt niște vești care vă vor determina ca marți seara să sunați pe toată lumea și să împărtășiți cu ceilalți aceste frumoase realizări, poate. Da? Și asta e ok, din punctul meu de vedere. Este ceva ce se rupe, ceva ce se finalizează. Așa cum am zis, este o săptămână în care Mercur al vostru e pe destin acolo și face ca lucrurile să se întâmple. Dar știți cum? Adică mai depinde și de voi. Mercur e guvernatorul vostru, adică trebuie să luați și voi atitudine cumva, trebuie să comunicați, să deschideți ușa, să nu stați acolo degeaba, că nu e ok. Da? Nu e ok. Da, gemenii pot avea relații, pot avea discuții tare importante, da, în această zi. Și chiar îți pot clarifica multe lucruri. Vine cineva la tine, într-un drum scurt, se rezolvă ceva. 5 de monede, eremitul, o legătură cu zodia fecioară, dar și o legătură cu zona aceasta a sănătății sau poate este vorba despre o persoană care, nu știu, are niște probleme de sănătate din familie, poate este vorba despre un moment în care gemenii zic, bă, mai bine singur decât într-o situație toxică, pentru că, na, Venus acolo împreună cu Saturn, v-am zis eu că ne trezește așa bine la realitate. Pentru alți gemeni poate să fie și o zi în care încercați să rezolvați aici ceva important. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar și o înțelegere importantă pe care o poți face cu cineva, iar unii gemeni puteți să discutați serios astăzi despre o căsătorie sau despre un contract. Ultima carte, 6 de cupe, o legătură cu un suflet pereche sau o legătură cu un copil, dar poate să fie și o zi în care pentru gemeni trecutul bate la ușă. Da? E o atracție acolo, e o resetare, dar unii gemeni e posibil să vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost. Da? Și atunci luați decizia, cum s-ar spune. Zodia Rac. Pentru Rac este o zi bună, ai foarte multă inspirație astăzi, ai foarte multă intuiție, primești vești foarte bune, fie legate de un examen, fie primești vești bune legate de zona străinătății, vești bune care apar și sunt legate de un drum lung sau sunt legate chiar de planul spiritual. Cumva Racul, uite, și pentru tine astăzi este o zi bună dacă vrei să pui problema, mai vrei un ban în plus, să mai cauți ceva, mergi la un interviu. Deci ziua de marți e bună pentru tine, da, să faci chestiile astea, dar trebuie să profiți și tu de energiile respective. Pentru Rac este o zi liniștită, ziua de marți, și zic eu că pot apărea vești importante. Da, vești importante care să te facă să te simți mai valoros, care să-ți ofere o mai mare încredere în tine, mai ales dacă discutăm de seara zilei de marți. Cumva Racul rămâne marți seara relaxat, liniștit. Asul de bâte pentru tine. Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este și o zi de marți în care poți să cunoști o nouă persoană sau poți să afli o veste care te entuziasmează, o veste care îți place foarte mult. De asemenea, atenție puțin la cineva aici care minte sau încearcă să-și urmărească puțin propriul interes și cumva simt eu că ar vrea să te impresioneze. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și un moment în care Racul trebuie să ia o hotărâre, da, importantă. Unii, așa cum am zis, puteți să cunoașteți pe cineva, este o persoană foarte interesantă din punctul vostru de vedere, dar în același timp văd și un nou mod de a acționa unei persoane din jurul vostru. Este cineva, așa cum am zis eu, care ar vrea să vă impresioneze. 6 de cupe și pentru tine, deci o legătură cu zona copiilor astăzi sau o legătură cu un suflet pereche, dar poate să fie și o zi în care trecutul bate la ușă pentru Rac. Vești surprinzătoare care apar de la drum și care țin de un bărbat sau țin de o persoană importantă din viața ta. Însă, repet, unii raci puteți să cunoașteți pe cineva. Când spun că puteți să cunoașteți pe cineva, mă refer că, nu știu, stați și pe internet și intrați în vorbă cu cineva sau apare o persoană care vi se pare vouă interesantă. Nu zic neapărat că ați cunoscut și v-ați căsătorit până joi, da? Doamne ajută, dar nu cred, da? Deci în sensul ăsta mă refer. Cineva acolo care ți atrage atenția. Sau chiar și în relațiile de cuplu, acolo poate fi un element care să schimbe puțin lucrurile. Zodia Leu. Pentru Leu este o zi în care somnul e bun. În primul rând, Leul are tot felul de lucruri de făcut. Poate să fie un moment în care e posibil să
știu, să simți așa că îți pierzi energia prin toate direcțiile, dar poate să fie și un moment în care leul visează frumos cu ochii deschiși, fie la o persoană din trecut, fie este vorba despre cineva acolo care ți-a rămas ție în minte și poate mai visezi persoana aia, poate te gândești așa în continuu. Dar eu zic că e o zi bună de vindecare pentru leu, acum vindecarea asta mai vine și prin a închide ceva anume. În ziua de marți ți-aș recomanda o mai mare atenție pe sănătate, asta e clar. Și uite, este acel moment în care tu poți să pui capăt la ceva, da? Poți să pui capăt la ceva, este vorba despre o situație importantă, este vorba despre ceva ce e pentru sufletul tău, cum s-ar zice. Și da, tot pentru leu poate să fie și o zi în care, nu știu, vă dați seama că e cazul să închideți ceva, e cazul să ieșiți dintr-o situație, e ca o zi magică, da? Deci se închide ceva undeva marți seara, vă eliberați de o povară, nu de tot, dar în mare parte, da? În mare parte. Și vă recăpătați energia undeva marți seara, ziceți gata, acum m-am eliberat, mi-am luat o piatră de pe suflet, tot înainte. Dar este și o zi în care pot avea loc tot felul de discuții, nu știu, cu secrete, cu lucruri ascunse, uite acum adevărul poate să iasă la suprafață. Da? Hai să vedem pentru rac, ce trebuie să știți voi. Pentru rac, pentru leu, nu știu, aveți treabă cu un rac sau cu ceva legat de familie, de trecut. 6 de bâte, 10 de spade. Da, e cu victorie, dar e și cu sfârșit. Da? Arcana majoră, moartea, o legătură cu un scorpion. Deci e o transformare mare prin care leul trece. 10 de spade înseamnă și un sfârșit, dar înseamnă și o oarecare durere. Iar următoarea carte e regele de bâte. Deci e clar că leul ia atitudine astăzi, dar eu ți-aș recomanda totuși să accepți ceea ce se închide, ceea ce nu mai merge. Asta chiar e important. Iar ultima carte, 9 de cupe, da? O bucurie pentru leu, ceva te mulțumește, te împlinește, 9 de cupe înseamnă și un moment în care te simți la înălțime, deci până la urmă tu ieși bine dintr-o situație. Da? Poate este vorba despre ceva toxic, este vorba despre a renunța la un orgoliu sau este vorba despre un bărbat aici sau o persoană importantă din viața ta. Faci un drum victorios sau ieși bine dintr-o situație, afli despre o veste interesantă. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară este o zi în care apar foarte multe vești bune legate de viitor, legate de un proiect, legate de relația cu partenerul, cei care aveți legătură cu actele. Uite, astăzi puteți să primiți niște vești extraordinar de favorabile. Unii puteți să luați o hotărâre importantă în ziua de marți privind viitorul unei relații, viitorul unei colaborări. Da? Pot fi și secrete care se află, dar eu văd că Fecioara în ziua de marți intră în contact cu foarte mulți oameni. Sunt multe persoane acolo care doresc să se apropie de tine, persoane care doresc să-ți comunice multe lucruri. Chiar dacă e un moment de haos acolo privind un proiect, privind viitorul unei colaborări, viitorul unor acte. Până la urmă eu zic că reușești să rezolvi lucrurile. Da? Până la urmă eu zic că reușești să le rezolvi. Poate afli și un secret, poate este vorba despre un bărbat acolo care poate are niște probleme de sănătate, are niște vicii, ceva nu e în regulă și atunci lucrurile se rezolvă. Oricum este o săptămână în care ți-am explicat că și tu, da, ești pus pe schimbări mari. Și nimeni și nimic nu-ți stă în cale, cum s-ar spune, Fecioara e pusă pe schimbări așa cu viteza luminii și eu zic că e de bine, da? E de bine. Deci tot înainte, dragi Fecioare, deci luați o hotărâre care, știu eu, poate în următoarea lună ar presupune să lucrați mai mult sau presupune să aveți o perioadă mai aglomerată, de ce nu? Poate e o veste care apare legată de un bărbat din viața voastră și aici se deschide o perioadă în care persoana asta poate avea niște probleme în următoarea perioadă. Da? Cum Fecioara trece prin niște teste destul de mari, zic eu. Da? Șase de spade, 8 de bâte, un drum pe care îl faci, dar și un succes care apare, o veste bună de la drum, ceva se deblochează, unii parcă faceți drumuri cu viteza luminii. Da? E cu pasiune, e cu bucurie. 4 de monede, deci ești foarte sigur pe tine în această zi,
primești o veste care îți oferă o mai mare siguranță, dar tot pentru fecioară este și un moment în care, uite, poți să faci un drum, ceva legat de o casă sau poate este o veste care apare în legătură cu o hotărâre, o relație de cuplu poate. Ultima carte, faietonul, o legătură cu zodia rac, dar și un drum important pe care ți-ai zis eu că îl faci. Poate să fie și o zi în care ai parte de o victorie, de o bucurie. Este o zi importantă pentru fecioară. Uite, te întâlnești cu cineva, iei o hotărâre și lucrurile se pare că sunt cumva în favoarea ta. Da? Zodia balanță. Pentru balanță este o zi în care ieșiți în evidență, aveți multe lucruri de rezolvat, poate apar tot felul de discuții, poate la muncă, poate balanța nu știe ce să apuce, de unde să apuce, vin vești bune, adevărat, doar că na, veștile astea sunt bune până la un punct, da? În sensul că sunt bune doar că presupune să acționați mult, presupune să faceți multe lucruri. De asemenea, uite, pot apărea vești bune din zona medicală pentru balanță sau vești bune de la muncă, poate ai ceva acolo de făcut și este un bărbat care te ajută, da? Care te ajută, însă atenție puțin la această persoană totuși, da? Poate fi o persoană mai ciudată, mai ciudată. Da, balanța oricum săptămâna aceasta e luată așa pe sus cu drumuri, cu mesaje, cu tot felul de discuții care apar, acte, știu eu, toată zona aceasta, poate și relația cu partenerul, că și pe acolo ți se cer schimbări. Deci e de bine, da? E de bine, nu să așa fără rost drumurile alea, discuțiile alea, nu există așa ceva. Da? Tot înainte. Rezolvări care apar, te liniștești, te ușurezi și uite, deja marți seara, deja îți faci planuri de viitor, deja vrei să ieși cu prietenii, vrei să sărbătorești, deja apar vești bune pentru balanță. Opt de bâte și pentru tine. Pajul de cupe, o veste bună care apare pe internet, poate o legătură cu o persoană mai tânără sau cu un copil. Uite, este o veste bună de la o persoană serioasă, este o persoană foarte stabilă, fidelă, este cineva pe care tu te poți baza. Unii poate cunoașteți pe cineva în această zi, că e posibil și asta. Iar apoi avem patru de cupe. Poate fi un refuz sau poate să fie cineva aici care își dă o veste și ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ceva ți se pare ciudat. Ultima carte, judecata, deci te revezi cu o persoană dragă ție, dar poate să fie și un moment în care balanța ia o hotărâre importantă. Stai de vorbă cu un prieten, cu partenerul, fiecare spune ce are de zis și în final se rezolvă povestea. Este ceva legat de o persoană, de o femeie foarte sensibilă din viața ta, cineva care suferă sau cineva care se simte pus la pământ. Da? Și are legătură cu o situație toxică. Da, vezi că e un moment și de maturizare emoțională pentru o balanță, că deja oricum se simte conjuncția aia dintre Venus, a ta și Saturn. Zodia Scorpion. Scorpionii astăzi sunt foarte mult concentrați pe acte și uite că apar niște vești bune acolo, fie legate de o colaborare, fie apar vești bune legate de un copil. Scorpionul primește niște vești extraordinar de bune, în sensul că e ca și cum reușești să te eliberezi dintr-o situație. Undeva marți seara apare o veste destul de ciudată de la un bărbat, poate este partenerul de viață, poate este tatăl, poate este cineva care are autoritatea asupra ta și acolo scorpionul fie închide ceva, fie se află într-un moment în care, nu știu, poate te împaci cu cineva, da? Poate te împaci cu cineva. Este un moment ciudat pentru scorpion, uite, marți seara vrei să te relaxezi, te simți bine. Și ideea este că vestea respectivă e bună pentru tine pentru că te pune într-o poziție superioară, da? Și cu siguranță undeva marți seara scorpionul devine liniștit, relaxat și reușește să-și rezolve ce are de făcut. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce trebuie să știți voi.
Ok. Magicianul 4 de bâte, nu știu ce face aici, organizezi o petrecere, lucrezi la un proiect, faci tu acolo niște lucruri. Uite, cavalerul de cupe, deci e cu dragoste. Poate cineva vrea să te cucerească sau poate cine știe, tu ai pus ochii pe cineva și vrei să te apropii mai mult de persoana aia. Unii parcă sunteți aici foarte ocupați cu tot felul de activități, poate undeva pe la amiază. Da? Unii parcă aveți chef de dragoste, parcă aveți chef să vă relaxați, nu prea e cheful acolo pe muncă. 5 de spade este o nedreptate pe care fie tu consideri că cineva ți-o face, fie este un moment în care tu începi să te pui într-o poziție superioară. Însă, fiind și magicianul aici, nu știu care minte, care fură și care nu e sincer, dar energia aceasta eu o simt aici. Apoi avem regina de spade. O legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Scorpionul își clarifică o situație în ziua de marți. Cel puțin mintea ta începe să fie mai clară, începe să dai seama, băi, stai că nu e așa, stai că lucrurile sunt altfel, stai că... E ceva legat de un cerc de prieteni, da? E ceva legat de o victorie, e ceva legat de o luptă, de o situație toxică. Acum, na, scorpionul vrea să se elibereze din situații toxice și are ocazia, dar acum trebuie să mai și acționezi. Da? Zodia săgetător. Pentru tine este un moment în care, știu eu, ai multe lucruri de făcut, poate în casă, în familie, parcă este un moment acolo fie de... vis frumos, da? Unii săgetători zice, fai, totul e roz, totul e frumos, alții din contra, da? Puteți să aveți și un moment acolo de discuții foarte interesante, da? Foarte puternice privind casa și familia sau chiar privind trecutul vostru. Tot ziua de marți e foarte bună pentru că primește o veste care ține de un sfârșit și care are legătură cu un bărbat important din viața ta. Sau poate să fie un moment în care săgetătorul își dă seama unde anume, da, așa, și a pus energia, unde anume a pierdut energia. Este și o zi de marți în care se rezolvă multe lucruri, pentru că, uite, unii undeva marți seara deja discutați despre niște acte, despre o călătorie, despre o eliberare, deja încercați să vă informați în legătură cu niște situații. Deci, dacă sunt probleme în casă, în familie, uite, acum poate fi o discuție care să rezolve problema, dar că, na, eu cred că pentru mulți e vorba de o transformare. Nu neapărat acum un sfârșit, că nu toată lumea se desparte, dar pot fi discuții. Poate legate de cheltuieli pentru casă, poate sunt discuții legate de energia aceasta pe care tu o depui în casă și în familie sau energia pe care ceilalți o depun. Unii parcă discutați acolo de o moștenire, de o investiție, de o bancă. Ia să vedem pentru săgetător. Bun. 4 de bâte, 4 de spade. O legătură cu zona aceasta de petrecere, de relaxare. Parcă organizezi și tu ceva aici. Săgetătorul vrea să se relaxeze, da? Vrea să se liniștească și uite, apare asul de cupe, adică apare o veste de pace, de liniște. Apare o veste bună pentru săgetător astăzi. Iar ultima carte, roata destinului, deci ești norocos. Lucrurile se schimbă, dar eu văd că se schimbă în liniște și în pace. Nu văd neapărat să fie cu scandal, atenție, nu e vorba de așa ceva. Da, reușești să te împaci cu cineva sau reușești să rezolvi o situație care îți stătea pe cap de ceva timp. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi în care intri în contact cu foarte mulți oameni. În prima parte a zilei de marți ai de făcut foarte multe drumuri sau ai discuții din astea interminabile sau discuții despre subiecte care mai de care mai ciudate și tot marți, în a doua parte a zilei, apare o veste din partea unui bărbat, poate să fie o rudă care trece printr-o perioadă dificilă, poate să fie un vecin care la fel are niște probleme și Capricornul reușește să-și rezolve niște lucruri tare importante în ziua de marți, deci cumva stabilești ceva. Sau îți vine o veste care te pune la treabă, pentru că în a doua parte a zilei de marți, Capricornul, de fapt spre seară, marți seara,
deja programul se aglomerează, deja, nu știu, apar acolo niște lupte sau poate să fie și un moment pasional pentru unii capricorni, da? Acum apare iubirea, acum vă dați și voi seama încotro, vă duceți. Asul de spade. Justiția, aoleu. Și șapte de cupe, deci multe oportunități care apar. Multe oportunități care apar. Asul de spade înseamnă un nou început, înseamnă o veste bună. Poate să fie și un moment în care primești multe informații, primești multe vești, care mai de care mai ciudate. Dar în această stare de iluzie, da, în care, uite, tu e ca și cum vrei să afli adevărul sau vrei să-ți clarifici lucrurile în mintea ta și reușești cu asul ăsta de spade. Justiția, o legătură cu zodia balanță, dar unii astăzi poate aveți niște discuții privind un proces, privind niște acte, împărțirea unei moșteniri sau poate o separare, dar eu văd clar că unii capricorni reușiți astăzi să rezolvați ceva. Cel puțin în mintea voastră lucrurile încep să devină mai clare. Ultima carte, 6 de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche, dar este un gest simbolic pe care cineva îl face către tine astăzi sau tu te apuci și faci un gest drăguț față de o persoană. Unii, nu știu, puteți să spuneți voi gata, mă separ sau unii din contra ziceți să lăsăm trecutul în urmă, să lăsăm totul deoparte. Zodia Vărsător. Pentru tine este o zi în care ești foarte concentrat pe muncă și uite, marți pot apărea niște bani acolo sau poate să fie un moment în care și eu vărsătorul lucrează așa, nu știu, pe gratis sau poate să fie o zi în care ești foarte apreciat pe de altă parte, dar din punct de vedere emoțional simți tu acolo o apreciere din partea cuiva. De asemenea, tot în a doua parte a zilei de marți, vărsătorul primește o veste în legătură cu un contract și cu niște bani. Sau este o discuție acolo foarte importantă privind o colaborare. Poate nu neapărat îți place povestea, dar eu văd clar că lucrurile încep să arate mult mai bine după. Poate pentru unii aveți o discuție cu șeful, aveți o discuție la muncă, cereți o mărire de salariu sau un coleg e posibil să treacă printr-o perioadă ciudată. Poate chiar partenerul tău, da, poate să treacă printr-o perioadă puțin ciudată, poate la muncă sau o perioadă puțin ciudată legată de zona aceasta a sănătății. Ai niște activități acolo în comun de făcut cu cineva. Sunteți concentrați și pe zona medicală universători astăzi, pe a rezolva o problemă de sănătate. Ia uite, 8 de bâte, multă comunicare pentru vărsător. Îndrăgostiți, ești cu pasiune astăzi, o legătură cu zodia Gemeni, multe discuții care au loc, totul se întâmplă pentru vărsător cu viteza luminii, da? Poate este o pasiune mare acolo, este o atracție, poate față de cineva, față de un domeniu de activitate, poate cunoașteți pe cineva, că e o perioadă în care dragostea plutește în aer și e dragostea aia sinceră și matură. Regele de spade, o legătură cu zodia ta, da? Sau poate ai legătură cu Gemeni, cu balanță. Însă aș zice eu că este o zi în care vărsătorul își face niște planuri, niște strategii sau ai legătură cu zona instituțiilor publice, cu o persoană cu uniformă. 7 de bâte, încerce ei să-ți demonstrezi forța în fața celorlalți și poate să fie și o zi în care vărsătorul ia atitudine privind o situație. Doar că atitudinea asta presupune ca tu să dai exemplu celorlalți, să acționezi. Na, se închide ceva, se finalizează ceva. Poate apare o veste bună de la muncă legată de niște bani sau de un contract. Zodia Pești. Pentru pești este o zi în care aveți chef de distracție, de relaxare, chiar marți e posibil să pierdeți puțin noțiunea timpului și să aveți tot felul de activități din acestea ciudate. Poate, știu eu, este și o zi în care peștii visează frumos cu ochii deschiși la un partener nou, visează frumos cu ochii deschiși la o relație, da, pe care deja o ai, poate te îndrăgostești, dar poate să fie și o zi în care apare acea energie de iubire din asta platonică, e ceva wow, poate o veste bună de la un copil sau vești bune, da, care apar în general pentru pești. Ce văd eu clar este că ai o creativitate ieșită din comun și că pentru pești e un moment acolo de mici mari minuni.
Pe de altă parte, în a doua parte a zilei de marți, eu aș recomanda o mai mare atenție peștilor pe tot ceea ce ține de partea aceasta de relaxare, pe tot ceea ce ține de partea aceasta de odihnă, o mai mare atenție pe tot ceea ce ține de partea aceasta de copii. Deci dacă vrei să te distrezi, dacă vrei să faci tu acolo niște lucruri, poate ar fi bine să acorzi o mai mare atenție. Însă este și un moment în care poți să-ți dai seama cam ce îți place cu adevărat și ce nu și de ce nu unii pești puteți vă dați seama cam încotro se îndreaptă și relația de cuplu. Da? Cei singuri, da, aveți șanse să cunoașteți pe cineva. Dar uite, seara zilei de marți te găsești deja concentrat pe sănătate, pe tot felul de activități care apar. De asta am zis eu să fii puțin atent, da, pe partea de sănătate, de energie. Temperanța, o legătură cu zodia săgetător și doi de spade. Deci, e un moment în care peștii nu prea vor să comunice, dar sunt așa în lumea lor, visați frumos, apare și o veste legată de vindecare, o împăcare, dar sunteți puțin stresați aici, da? Vreți să căutați pe cineva, vreți să spuneți ceva și încă nu v-ați hotărât. Tot mai stați și mai jonglați acolo cu informațiile. Apoi avem asul de bâte, o activitate nouă pe care o faci, dar poate să fie și un nou început, un nou mod de a acționa. Poate este o nouă persoană sau o nouă pasiune care apare. Ultima carte, nebunul, deci o surpriză mare pe care o ai, dar poate să fie și o zi de marți în care peștii nu au o direcție anume, sunt doar curajoși, se duc așa după instinct, după lucruri drăguțe. Nebunul poate să vină și cu o surpriză foarte mare pentru pești, da? Dar și cu un nou început. Un nou început, pentru că e un moment în care, nu știu, parcă te lași așa purtat de evenimente, faci ceva ce n-ai mai făcut niciodată până acum și descoperi adevărul, descoperi lucruri care se petrec acolo. Peștii au ca un moment de trezire, pentru că după chestia asta eu văd că începi să te valorifici mai mult, începi să te simți mai bine tu cu tine și asta e super ok. Da? E o hotărâre legată de muncă, legată de modul de a acționa până la urmă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, lăsați și un comentariu dacă vă face plăcere, vă mulțumesc că distribuiți videoclipurile pentru că este foarte important pentru mine acest aspect și vă reamintesc și de previziunile pentru această săptămână că urmează echinocțiul de primăvară, da, urmează și conjuncția la grad exact între Venus și Saturn, este sextilul dintre Soare și Pluto, este și Jupiter implicat în poveste, nu uităm că Mercur este pe destin și este un berbec și bine, e și în opoziție cu karma, acum nu e doar pe destin și atât. Și atunci lucrurile se pot schimba cu viteza luminii. Da? Mercur deja a intrat în gradele respective, unde va și retrograda, deci deciziile care se iau acum vor reveni asupra lor între 1 și 25 aprilie și apoi vor clarifica lucrurile din 25 aprilie încolo până pe 10 mai, dar o să discutăm la previziunile pentru aprilie. Chiar mă gândesc să fac și o emisiune, o filmare, da, despre Mercur retrograd de anul acesta, că din punctul meu de vedere e foarte interesant, da? Lilith care este, mă rog, Lilith care este în zodia Fecioarei, Fecioara e guvernată de Mercur, e clar că vor ieși la suprafață tot felul de greșeli, tot felul de lucruri la care nu am fost atenți și ăsta e rolul Mercur retrograd, să ne ajute să corectăm, da? Să vedem unde s-a greșit, ce s-a întâmplat, ca apoi să facem lucrurile să meargă ca la carte. Bun, cam acestea au fost previziunile. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă.